timp că abia am venit. Și la Farcaș am înțeles că iar a mai fost ceva.
bun ăsta, cât scandal ăsta e de aici. Poftim? Da, frate! În primul rând încercăm să remediem, să redăm râul pe Albia care a fost. Ne chinuim de 5 ani să preluăm canalul și cu barajul de la Bușmei care nu mai există. Vreau să vă spun că avem aviz de la Ministerul Mediului, de la Ministerul de Finanțe care a avut aceste investiții în gestiune. Și ne-am împotmolit la Ministerul Justiției, pentru că fără aceste avize nu se poate da hotărâre de guvern de preluare. Noi am vrut să depunem un proiect pe gal pentru reconstrucția acestui canal și a barajului, tocmai pentru a nu afecta cetățenii din zonă, pentru că m-am gândit că la niște ploi mai abundente aceste... evenimente se vor întâmpla. Un prim bilanț aici, din ceea ce apreciez dumneavoastră? Avem circa peste 20 de case afectate, gospodării inundate, terenul. Ați văzut și dumneavoastră. Numele ca să rămână? Gheorghiu Cristinel, sunt primarul comunei. Gheorghiu Cristinel, nu? Primarul comunei Farcașa, da. Să-l aduc în coașă, da. Să se liniștească un pic cetățeanul. Să se liniștească. Da, unde eram? Unde? În pot, da? Bine, deci îi rog să discuți cu el, să-l calmez și vezi dacă e nevoie de echipaj medical. Da.
mă sun. Bine, papa. Poftiu? Da, practic astăzi, 29 iunie, județul Neamț se află sub coduri portocalii atât pe parte meteo cât și pe hidro și în ultimele ore acestea s-au manifestat cu preponderență în zona montană a județului și mă refer aici la coada lacului Bicaz, Poiana Teiului, Hangu, Grințieș, Farcașa și chiar Borca. Din păcate, aceste coduri portocalii au generat cantități mari de precipitații, însoțite ulterior de deversări, de scurgeri masive de ape de pe versanți, sub formă de torenți, torenți care au generat o acumulare de aluviuni pe drumuri naționale, chiar județene și comunale. Torenți care ne-au dat bătăi de cap în mod special în comuna Farcașa, în sensul că a părăsit Albia clasică, Albia un pârâu și cu torentul aferent s-a dus în curțele unor oameni. Aspect ce se poate observa în zona limitrofă. Un punct sensibil a fost momentul în care am constatat că în podul unei șure, a unei case, era adăposit un cetățean în vârstă. Momentul în care s-a impus salvarea acestuia de către colegii de la ISU Neamț aflați în misiune. Continuăm activitatea de monitorizare a manifestării acestor torenți. Și prioritară pentru noi este siguranța cetățeanului. Este important să nu avem afectate viețile oamenilor, urmând ca ulterior, după ce înlăturăm aceste stări de pericol, să facem o evaluare a pagubelor și să solicităm pe cale oficială o despăgubirile aferente. Și eu am cumpărat niște brânză. Deci. E pusă la...
dimineața, Româna! Bună. Credeți că puteți face ceva cu sapa? Pot face, dar acum uitați-mă! Că pot face și cu sapa. V-a afectat, a plouat tare. Da, a plouat tare. Păi și dacă nu s-au făcut nimic de atâția ani aici la noi, am cerut insistență la domnul primar, faceți gabioane, au fost care au fost făcute de noi. Oamenii din sat de aici, care le-am prins, noi le-am făcut acum, în colo, nu s-au făcut nimica. Nica nu s-au făcut. Nimic nu s-a făcut așa, bușmei, noi suntem izolați. Am cerut atâta. Și am cerut atâta și a venit domnul Mocanu de la piatră și a venit nu știu mai care. Nic nu s-a făcut, domnule. V-a intrat apa în beci? Cum a spus? Apa în beci, în casă? V-a intrat în casă, nu, în beci, în graj, într-o bagazie, v-a intrat pe acolo. Cu ce să vedeți că a intrat? Da, da, da. Ce ați mai rămas după ploaia asta? Cât a plouat? Să zicem așa, o jumătate de oră mai bine. Dar după torențial, așa. Și deodată a ieșit din alea cu cine bun să te uiți. V-a afectat beciul? Da, uitați, hai să ne uităm un pic atelier în beci, în casă. Da, asta e. Ce să faci? N-a rămas cu nimic. Ba, a rămas, nu le-au luat, dar le-au mălit. Au mălit. Înăuntru îi prinde apă acolo. Dar nu vă puteți băga.